Ca în Strășeni, la nimeni elevii liceului Mihai Eminescu din oraș vor veni la școală cu brățări electronice speciale. Datorită lor, părinții pot vedea ce au mâncat copiii și câte calorii au bucatele. Brățarele sunt conectate și la un cont pe care pot fi depuși bani pentru alimentație. Proiectul a fost realizat în cadrul unui proiect pilot implementat de un investitor lituanian. Valoarea acestuia este de 180 de milioane de lei alocată de Consiliul Raional Strășeni. Așa arăta cantina liceului Mihai Eminescu din Strășini acum câteva luni. Și așa este acum, cu mobilier și pereți decorați în culorile tricolorului. Elevii care au pășit astăzi pragul cantinei au rămas impresionați de schimbare. Foarte frumoasă, decorată interesant, un decor național. Nu doar interiorul este nou, dar și metoda de achitare pentru mâncare. Fiecare elev din cei aproape 400 va purta o brățară specială, grație căreia părinții pot ține sub control alimentația copiilor. Родители дома, сидя или на работе, они в телефоне видят, когда сын пришел покушать. Что покушал, сколько калорий получил. Есть в системе тоже аллергены. Аппликация va permite părinților să monitorizeze și câți bani au fost cheltuiți. Денег не надо в кармане, это очень хорошо родителям. Родители даже в системе могут внести потолок ребенка, сколько он может тратить за день. Nu doar sistemul de plată este nou, dar și bucatele. Ce mâncați gustos? Mamaligă cu pește. Cum sunt bucate? Foarte bune. Aveți și compot, ce mai aveți pe masă? Mere și pâine și un fel de suc. S-a adus utilaj nou, frigidere noi, unde putem adică păstra acele alimente în condiții normale. Suntem mulțumiți, da, e o atmosferă plăcută, e luminos, dumneavoastră singur vedeți. Renovarea cantinei a fost realizată de o companie lituaniană în cadrul unui proiect pilot inițiat de fosta guvernare. Meniurile sunt elaborate de către noi cu ajutorul Centrului de Sănătate Publică, cu ajutorul Qatar și tehnologi din Lituania. Eu sunt foarte rad că litovske investiții foarte smilut Moldova. Este действительно хороший пример, когда литовское know-how, европейское know-how очень быстро внедряется в Молдову. Compania care a renovat cantina prestează servicii de alimentație în 66 de școli și grădinițe. Pentru a putea presta aceste servicii, firma a participat la licitația desfășurată de Consiliul Raional Strășeni, la care a fost singurul ofertant. Valoarea contractului este de 180 de milioane de lei.